A fost sărbătoare astăzi și la Colegiul Național Ioan Slavici. Cu baloane multicolore, elevii din clasele terminale alături de cadrele didactice au marcat festivitatea de absolvire a liceului. Curtea instituției a devenit neîncăpătoare pentru colegii, prietenii și familiile care au venit pentru a-i felicita pe tinerii absolvenți. Cei de-a 12-a și-au primit astăzi diplomele, au fost felicitați pentru munca depusă de-a lungul celor 4 ani și au fost asigurați că educația primită îi va ajuta să ajungă la universitățile din țară și din străinătate. Pentru ultima oară, diriginții au strigat catalogul, iar elevii au răspuns ultimului sunet de clopoțel.